Conacul Bolomei este situat în Cosâmbești. Clădirea a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de familia Gețu, arendaș de pe moșia de la Cosâmbești. În 1932, conacul a fost preluat de Constantin Bolomei. Boierul de origine elvețiană era unul dintre cei mai opulenți din zonă. Una dintre legendele locului spune că boierul ar fi plătit pentru întreg domeniul 10 căruțe cu galben. O altă poveste a vremii spune că boierul Bolomei ținea în pivnițele conacului sechestrate fete tinere pentru satisfacerea poftelor trupești ale sale și ale musafirilor care treceau pragul moșiei. Atât de mare era opulența și atât de faimos locul, încât se vorbea de faptul că Bolomei și-a îmbrăcat acoperișul conacului cu bănuți de aur. La sala de dans era aici. Era și recepția și sala de dans. Pe laterale sunt patru camere. Erau camerele pentru locuit, pentru dormit, da? În spate baia și baia, cămara, da? Jos trei pivnițe, iar la etaj erau anexele. Existau anexele pentru construcția pentru sau casa servitorilor cu 6 camere, hambarul de grâne care se mai păstrează astăzi, da, cu acele încadramente. Mai păstrează, vedeți că și acum, aceste panouri care erau pictate odinioară, foarte frumos pictate. Da. Un astfel de interior am mai văzut la Palatul Șuțu în București. De altfel, conacul era vizitat permanent, iar familia primea musafiri cu serate și petreceri fastoase. Gloria locului a fost stinsă de comuniști. În timpul regimului comunist, conacul s-a transformat în anexa fermei de pui și depozit de legume și îngrășăminte. După 1990, a fost lăsat de izbeliște și a devenit o ruină. Monumentul va fi reabilitat acum cu fonduri europene. Așa cum Grecia și sudul Italiei, niște locuri sărace s-au dezvoltat datorită culturii și datorită turismului, eu cred că și județul Ialomița are o singură șansă, cultura. Este paradoxal, dar când ești foarte sărac, cultura și agricultura, domnule președinte, te duc mai departe. Și ce să vezi, stăm bine la ambele capitole. Aici a fost într-adevăr o fermă model, îndeoseb pentru orez. Pentru că era inundabil terenul acesta, domnule vicepreședinte, aici era o mare orezărie. Valoarea totală a contractului este de aproape 19 milioane de lei. Lucrările de restaurare vor dura 27 de luni. După reabilitare, conacul Bolomei va fi inclus într-un circuit turistic. Clădirea va fi transformată în centru cultural și expozițional, iar anexa va adăposti ateliere de restaurare.